Însemnări trăite, așa se numește singura carte ce a văzut lumina tiparului, semnată de rapsodul popular Maria Bucin Crișan din Sân Mihaiul de Pădure. Încă de mică a avut înclinație spre poezie. Prima lucrare premiată cu premiul întâi a fost în 1954, în cadrul cercului literar din cadrul școlii. De atunci a tot scris pentru sufletul său și pentru alții, chiuituri pentru miri și nănași la nunți și multe altele. Versurile pe care le-a scos la lumină au fost tipărite cu sprijinul Asociației Moșteniri Mureșene. Cartea asta, Însemnări trăite, care cuprinde poezii de zi cu zi, poezii religioase, poezii pentru eroi și dedicații pentru mormântări la oamenii care noi, pe fiecare îl doare când își pierde pe cineva drag din familie și dacă văzut că am scris la cineva, mă rogă să le scriu și lor. Maria scrie mai mult seara sau noaptea când se lasă liniștea, dar nu de puține ori merge și la câmp cu hârtie și creion în buzunar, pentru că nu se știe niciodată când vine inspirația. Talentul pentru poezie l-a moștenit de la străbunicul din partea mamei, care a fost învățător în Sân Mihai, însă și mama i-a transmis pasiunea pentru poezie. Mama atâtea poezii știe și așa ne educa, așa parcă era, atunci nu era grădiniță. Atunci noi învățam până la 7 ani de la părinți, de acasă. Mama era ca o educatoare, ca o învățătoare, atâtea ani o spus. Și ca o doctoriță era. Ne spunea să nu stăm la umbră, să nu bem apă o stăniță, nu ne rășim, să nu mâncăm sărat, că ne doare la rinic, să mâncăm primăvara mâncare de urzuci și de șelate de pe iarbă. Acum este mândră că are și ea la rândul ei nepoți care îi moștenesc talentul și pasiunea pentru literatură. Printre ei este Teodora Crișan, care activează în trupa de teatru din Culise. Pe mine mă moștenește, eu o văd. Eu am văzut-o de mică, numai n-am zis că nu zic că copiii se schimbă și nu zic, dar eu am văzut-o de mică. Seamănă și la fizionomie, cred că, multă lume îmi spune că seamănă, dar seamănă la... Are inspirație, are îi place literatura. Păi mie așa mi-a plăcut literatura și gramatica și oricât a scrie, trebuie să scrii și gramatical. Nu numai hai că înșur acolo niște cuvinte. De când este membră în Asociația Moșteniri Mureșene, i s-a descoperit și talentul în ale cântecului. A scos la lumină obiceiuri străvechi din sat și conduce grupul vocal folcloric Datin Străbune. Datorită acestei activități a obținut peste 50 de diplome și premii la festivaluri din țară. Acum mai are adunate două volume de poezii, Suflet și vers cu poezii religioase și altul cu versuri specifice de mormântare, intitulat Peste ei s-a așternut tăcerea. Femeia e însă tristă pentru că aproape sigur foarte multe dintre creațiile sale nu vor vedea lumina tiparului din motive financiare. Iisuse, în fiecare zi și noi îți dăm îmbrâncituri, ne dușmănim că suntem răi, blesteme ies din spulca te guri. Cu tot felul de păcate în fiecare zi te răstignim, nu ne înfrânăm de la bucate ce înseamnă postul, nu mai știm. Plâng și azi femeile întristate, suntem de cumpătimit, mamele sunt gândurate de copii cu suflet pustit.